Temperaturile scăzute din ultima perioadă au afectat aproape 20 de hectare de vii din Segarcea, bruma căzută a lăsat viile fără rot și chiar dacă oamenii au făcut și focul pentru a-și salva culturile, totul a fost în zadar. Chiar acum lucrăm la o centralizare a calamităților pe nivelul orașului, la nivelul orașului Segarcea. Încă nu știm exact, însă se pare că sunt suprafețe extinse și de viță de vie și de porumb care sunt afectate de această brumă. Deja am început să anunțăm fermierii pentru a veni și a depune cereri pentru verificarea culturilor calamitate. Probleme nu sunt numai la vița de vie, ci și la cultura mare. Aproape 300 de hectare de porumb au fost distruse în proporție de 100%, iar autoritățile le recomandă fermierilor să vină la primărie și să facă sesizări privind starea culturilor. Probleme sunt și în alte localități din județ. Este vorba de comunele Unirea și Siliștea Crucii. Aici, sute de hectare de viță de vie și porumb au fost compromise. Se registrează însă pagube și la rapiță, cartofi și fasole. Până la această dată am primit informări de la comunele Unirea și Siliștea Crucii. La Unirea sunt afectate de frig 190 de hectare de viță de vie, 500 de hectare de porumb, 20 de hectare de cartofi și 5 hectare de fasole. La Siliștea Crucii sunt compromise 52 de hectare de porumb și 50 de hectare de rapiță. Avem informații că sunt afectate mai multe comune, specialiștii sunt încă pe teren și fac constatările și estimăm că spre sfârșitul săptămânii numărul lor va crește, a spus Ovidiu Meca Obleagă, consilier la Direcția Agricolă Dolj. Oamenii trebuie să meargă la primărie și să înștiințeze autoritățile în legătură cu suprafețele și culturile afectate, după care o comisie locală se va deplasa pe teren și va face un proces verbal de constatare. În cele din urmă, o comisie constituită din Ordinul Prefectului va evalua situația.